Bună seara și bine v-am regăsit. Vă propun și astăzi un subiect cât se poate de interesant și vom vorbi despre situația penitenciarelor din România, un subiect pe care îl vom dezbate împreună cu domnul Cosmin Dorobanțu, președintele Organizației de Tineret a Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Așadar, România are 6 luni la dispoziție pentru a îmbunătăți situația din penitenciare. Ce s-a făcut până în momentul de față și ce s-ar putea face în următoarele 6 luni pentru a îmbunătăți această situație pe care, iată, o reclamă CEDO? În ultimii 27 de ani nu s-a făcut nimic concret în penitenciare. Nu cred că și în următoarele 6 luni de zile se va face ceva concret pentru a elimina supraaglomerarea din penitenciarele românești. Care este situația în momentul de față? Situația din penitenciarele românești este una pe care dumneavoastră o prezentați de câțiva ani de zile, una precară, condițiile de detenție sunt precare, condițiile de muncă sunt precare. Organizațiile noastre sindicale au reclamat acest aspect Ministrul Justiției, conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor, dar până la momentul actual nu s-a luat nicio măsură concretă de îmbunătățire a acestor condiții din penitenciare. Care ar fi cauza pentru care nu s-a luat nicio măsură până în momentul de față? Cauza este lipsa interesului clasei politice pentru penitenciare. În opinia dumneavoastră, ce soluții s-ar putea găsi? Soluția este îmbunătățirea condițiilor de muncă, îmbunătățirea condițiilor de detenție, angajarea de nou personal, construirea de noi penitenciare, măsuri alternative la executarea pedepsei privative de libertate. De soluții sunt, numai că trebuie să se și dorească acest lucru. Guvernul spunea că o soluție ar fi adoptarea legii grațierii. Adoptarea legii grațierii ca măsură unică pentru rezolvarea problemei supraaglomerării nu este eficientă. Asta ar trebui să fie, legea grațierii trebuie să fie ultima măsură pe lângă cele câteva măsuri pe care aș vrea să le prezint în continuare. O primă măsură ar fi construcția de noi locuri de deținere. O a doua măsură ar fi investirea în serviciul de probațiune. O a treia măsură ar fi pedepsele complementare și în final o lege a grațierii și a amnistiei, pentru că după cum s-a văzut din trecut, o lege a grațierii și a amnistiei nu face altceva decât în maxim un an de zile să se mărească numărul de deținuți care sunt custodiați de penitenciare în România. Un astfel de exemplu avem în Uniunea Europeană, în Italia. O astfel de lege a dus la suprapopularea închisorilor. Exact, cum dumneavoastră bine ați spus, Italia este un exemplu concludent în această problemă, este un exemplu pe care trebuie să luăm în calcul că atunci când dăm o lege a grațierii și a amnistiei, pentru că în mod evident grațierea produce efecte negative asupra infracționalității într-un stat. Deci cu cât dăm mai multe legi de amnistie, de grațiere, cu atât numărul deținuților crește în penitenciare. Există în momentul de față un plan privind construirea de noi penitenciare? Există un plan din cauza condamnărilor la CEDO. România în 2016 a pus în dezbatere un memorandum care implică, se ridică costurile, se ridică la vreo 750 de milioane de euro, dar până la momentul actual nu a fost pus în practică deloc. Există acești bani? Numai guvernul poate ști dacă există acești bani, numai că bugetul ANP-ului, Administrației Naționale a Penitenciarelor, a fost redus față de cel de anul trecut, dacă cu aproximativ 30 de milioane de euro. 30 de milioane de euro care ar fi fost necesari pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție pentru 11.000 de spații de deținere. S-a luat în calcul la un moment dat construirea unui penitenciar la Caracal. Care mai este situația în momentul de față? A fost un proiect care venea, iată, pentru a îmbunătăți situația din penitenciare, prin crearea de noi locuri, a fost abandonat. Ce se întâmplă? Da, inițial a fost un proiect foarte bun. Ar fi rezolvat în parte problema supraaglomerării în penitenciare, numai că Ministerul Apărării Naționale nu a fost de acord cu construcția acelui penitenciar la Caracal. Probabil cauza ar fi baza NATO de la Deveselu. Mai multe detalii nu știu pentru că nu ne-au fost furnizate decât un aviz negativ din partea Ministerului Apărării Naționale la proiectul de construcție al penitenciarului de la Caracal. Dacă ar fi să ne referim la zona de sud a țării, la Oltenia și mai mult decât atât aici în sudul țării, în județul Dolj, care este situația penitenciarelor?
Situația penitenciarilor celor sunt în județul Dolj, sunt trei penitenciare în Craiova, unul la Severin, unul la Târgu Jiu. Problema supraaglomerării nu este foarte mare la aceste penitenciare, undeva pe la 110-119% grad de suprapopulare. Dar v-am spus, în funcție, deținuții sunt custodiați în funcție de regimuri. Iar în funcție de regim se aplică metri pătrați, metri cub pentru fiecare de deținut. La momentul actual nu am o statistică pe regiunea Moltenie, dar condițiile de detenție în penitenciare sunt foarte bune. Vis-a-vis, comparându-le cu condițiile din spitale, din cămine, din creșe, din azile, sunt foarte bune penitenciare. Concret, atunci când spuneți că sunt foarte bune, la ce anume vă referiți? La hrană, la libertate de mișcare, la asigurarea drepturilor, la tot ce înseamnă asigurarea unui trai decent al deținutului. Și atunci, cum se justifică această decizie a CEDO de a amenda România pentru neregulile care se întâmplă în penitenciare? CEDO amendează România pentru impropriu sus, amendează România pe spațiu din fiecare penitenciar. Deținutul trebuie să-i se acorde un spațiu de 4 metri pătrați pentru regimul de semideschis și deschis și un 6 metri cub de aer pentru regimul de închis și maximă siguranță. La momentul actual, penitenciarele nu pot asigura această suprafață și acest volum de aer pentru fiecare deținut în parte. S-a vorbit la un moment dat și despre o amendă care ar veni odată cu acea condamnare de la CEDO. Despre ce anume este vorba? Acea zisă amendă de care tot se face vorbire în spațiu public nu este o amendă. Este o invenție a ministrului Raluca Prună pentru a justifica o lege a grațierii și a amnistiei. CEDO nu amendează statul român, CEDO nu amendează la paușal, ci dă individual pe deținutul care reclamă, câștigă de cauza deținutului. Deci, în opinia noastră, această așa zisă amendă de 80 de milioane este o invenție pur pentru a justifica o lege a grațierii. Dar de unde s-a pornit până la urmă? Rațiunea domnului Raluca Prună a fost, înmulțea o cifră în euro pe fiecare deținut care ar putea beneficia pe fiecare deținut custodiat de statul român. Și probabil așa a ajuns la fabuloasa sumă de 80 de milioane de euro pe care ar trebui să plătească statul român. Repet, statul român nu trebuie să plătească acești bani niciunui deținut. CEDO nu dă amens statului român. Cel mai rău poate să interzică să se mai judece procese la CEDO pe condiții de detenție. Asta ar fi cel mai grav lucru care s-ar putea întâmpla, până când statul român nu își remediază problemele din țară. O situație similară a fost și cu retrocedările. CEDO a refuzat să mai judece retrocedările până când statul român nu și-a pus la punct legislația și toate operațiunile în țară. În comparație cu țările din Uniunea Europeană, România unde se situează? România nu este o țară codașă în ceea ce privește supraaglomerarea din penitenciare. Avem state pe cum Franța, dacă vine să credeți, care este sub noi la supraaglomerare. Belgia este sub noi. Italia a fost. Este și Ungaria, care este o țară care se confruntă cu supraaglomerare. România a ajuns în ochii mass-mediei din cauza unor pretexte cu supraaglomerarea. Deci noi la capitolul supraaglomerare stăm foarte bine raportat la celelalte țări din Uniunea Europeană. Și atunci putem spune că acea lege a grațierii vine pe fondul unei situații create sau să vină în beneficiu unor persoane care se află acum în detenție. Da, aș putea concluziona că această lege a grațierii nu poate să vină decât în beneficiu unor persoane și nu în interesul societății. Pentru că societatea nu cred că are nevoie de deținuții eliberați, cei care au făcut fapte mai puțin cu violență, să fie înapoi pe străzi. Nu cred că societatea este pregătită să deschidă brațele să-și ia deținuții înapoi. Pentru asta suntem noi plătiți, angajați în penitenciare și muncim. Să ținem societatea ferită de răufăcători. Aveți și niște date statistice privind supraaglomerarea în penitenciarele din România, niște date statistice care se referă la niște măsuri pe care ar trebui să le ia organele în drept privind reglementarea acestei situații până la urmă.
V-aș ruga să faceți referire la ele. Am niște date statistice referitoare la, la proiectul de, de grațiere. Conform proiectului de lege inițiat de, guvern, ar putea beneficia de, grațiere 1190 de persoane private de libertate, iar celelalte instituții ale statului, cum ar fi Asociația Magistraților din România, CSM-ul sau parchetul de pe Înalta Curte de Justiție și Casație, de Justiție din România. Am câteva date statice ale domnului senator Liviu Brăiloiu și al domnului senator Șerban Nicolae. Proiectul inițiat de guvern, v-am spus, are libera 1190 de persoane, iar al domnului senator Brăiloiu 1375 de persoane, iar cel al domnului senator al PSD Șerban Nicolae cam 2720 de persoane private de libertate. Culmea este că, din câte am observat, în proiectul domnului Șerban Nicolae se grațiază și aproximativ 246 de persoane condamnate pentru infracțiuni de corupție, ceea ce mi se pare destul de, de ciudat. Cam astea sunt datele pe care eu le dețin la momentul actual, dacă mai aveți dumneavoastră. Spuneați puțin mai devreme că nu suntem singura țară din Uniunea Europeană care se confruntă cu asemenea situație asupra populării din penitenciare. Celelalte state care se află în aceeași situație cu noi, ce măsuri au luat pentru a evita o amendă venită de la CEDO? Celelalte state probabil că au început să, exact cum am început și noi în 2016, cu un memorandum care să elimine condițiile precare din, detenție, culminând cu legea grațierii. Cum am spus, Italia a fost un statul care a, început această operațiune, numai că, în pofida faptului că a avut o lege a grațierii, aproape că s-a triplat numărul de, infracțiuni în, Italia. Deci grațierea, la momentul actual, nu reprezintă o soluție pentru decongestionarea penitenciarelor, ci construcția de noi penitenciare. Aceasta ar fi cea mai viabilă soluție, construirea de noi penitenciare, dar deocamdată în România nu se ia în calcul o asemenea soluție. Nu se ia în calcul o asemenea soluție, nu știu de ce raționamentul care e, pentru că, în ciuda faptului că se face o, reclamă antipenitenciare, antipersonal din penitenciare, care e cu totul neadevărată, soluția crizei din penitenciar ar fi angajarea de personal care se ocupe de, activitățile cu deținuții, construcția de noi locuri de deținere, asigurarea echipamentelor specifice pentru a, munci și a, reabilita deținuții. Deci, în niciun caz, legea grațierii nu este o soluție. Poate reprezintă o soluție de moment, dar în maxim un an de zile acei deținuții vor fi înapoi în penitenciare și problema nu este rezolvată deloc, din contră. Cam care este deficitul de personal în momentul de față în penitenciarele din România? La momentul actual avem un deficit pe, standarde de 8.000 de angajați. Destul de mult. Destul de mult. Gândiți-vă că noi suntem 13.000 la ora actuală, aproximativ 13.000, și avem un deficit de 8.000 de oameni. Sunt oameni care lucrează, un singur om lucrează și face treaba a două, a trei persoane. Destul de greu în condițiile care sunt în momentul de față. Spuneați puțin mai devreme despre echipament. Da, echipamentul este destul de precar, este de slabă calitate, nu avem dotările necesare ca să asigurăm condițiile de siguranță ale penitenciarului. V-am zis mai devreme, oamenii lucrează, sunt supra-solicitați, trebuie investit în sistemul penitenciar. Dar după cum vedeți, față de anul trecut, Ministerul Justiției a alocat cu 30 de milioane de euro mai puțin bani sistemului penitenciar, cu toate că trâmbițează că noi sunt condiții bune de detenție. Nici noi nu putem să facem condiții mai bune de detenție fără bani. Este un buget foarte mic în raportat la ce se întâmplă în momentul de față în penitenciarele din România. Da, este un buget foarte mic și nu asigură întreaga capacitate a Administrației Naționale a Penitenciarelor de a îmbunătăți condițiile de detenție și în strânsă legătură condițiile de muncă, pentru că în aceleași condiții lucrează și angajații din penitenciare. Dacă sunt ploșnițe, dacă sunt șobolani, dacă sunt alte vietăți,
în aceleași condiții lucrează și angajații din penitenciare. Și de aici putem spune că apare și lipsa de interes din partea angajaților. Nu, lipsa de interes nu poate fi să cadă în sarcina angajaților din penitenciare. Ei depun tot interesul ca deținutul să întoarcă reabilitat în societate. Dar gândiți-vă că nu este eficient ca un om să lucreze treaba a trei oameni. Evident, o face cu o calitate mai slabă decât ar face o trei persoane. Ei, gândiți-vă că atunci când deținuții nu li se asigură toate condițiile și sunt cazați în condiții precare, se nasc frustrări. Toate frustrările acelea se revarsă asupra angajaților de penitenciare. De aici sunt amenințări, sunt lovire ale cadrelor și nouă nu ne convine. Se întâmplă des acest lucru? Ca un angajat din penitenciar să treacă prin astfel de momente? Se întâmplă. Se întâmplă aproape zilnic ca un cel puțin un angajat să fie agresat, dacă nu fizic, verbal. Dar câți dintre cei care, iată, trec printr-o perioadă de detenție, se și reabilitează la finalul perioadei? Foarte puțini. Foarte puțin, pentru că nu există programe eficiente care să ducă la o reabilitare totală a deținutului și nici societatea nu-l acceptă din penitenciar. Vinovat? Vinovat este, vinovat este statul, pentru că nu asigură măsurile necesare ca cel deținut să fie reintegrat în societate. Pur și simplu legislația și poate și viziunea oamenilor de a nu accepta foști deținuți să lucreze sau să stea, îi conduce pe acestea să recidiveze. De câte ori a fost dumneavoastră ca reprezentant a acestui sindicat la discuții cu guvernul privind situația din penitenciare? La discuții am fost de foarte multe ori noi ca organizație sindicală, numai că discuțiile rămân la stadiu de discuție și nimic nu se concretizează. De 10 ani de când existăm ca organizație sindicală, în fiecare an ridicăm problema supraaglomerării, problema condițiilor de muncă, echipamente, lipsa mijloacelor de lucru, dar nu ne lovim decât de promisiuni că se vor pune la punct, dar atât. Este o situație extrem de dificilă, dar iată, până la urmă ar trebui să se găsească o soluție, pentru că CEDO pune presiune pe România. Vrând nevrând trebuie găsite acele soluții pentru a depăși acest moment. CEDO pune presiune pe România, dă niște recomandări pe care statul român ar trebui să țină cont. Opinia mea este că nu se va ține cont în cele 6 luni de zile. Iar considerați că este un timp mult prea scurt pentru a găsi o soluție viabilă? Timpul este foarte scurt pentru că nu sunt bani, iar timpul este foarte scurt pentru a construi penitenciare. Durează aproape 5 ani să construiești un penitenciar de la zero, iar costurile unui penitenciar se ridică la aproape 150 de milioane de euro. Există un proiect care trebuie finalizat în 2022, în care să se asigure 500 de locuri de detenție pentru deținuți. Urmând ca în anul 2023 încă 500 de noi spații în care pot fi depozitați, în care pot fi deținuții infractorii. Dar la momentul actual nu există niciun plan concret de a rezolva problema supraaglomerării din penitenciare. Vorbim de încă un proiect care este practic ținut în sertar. Nu se cunoaște deocamdată o dată de la care ar putea porni acea construcție. Nu. Nu. Se vehiculează doar niște idei că se vor construi penitenciare în diverse locuri. Unele idei sunt de a prelua unitățile militare, vechile unități militare de la MAPN, iar asta nu este o soluție, pentru că să construiești ceva este mult mai ieftin decât să repari, iar reparații capitale ale penitenciarilor nu au fost începute. Sunt doar vorbe și promisiuni. Dar măcar în acel proiect sunt trecute și zonele unde ar putea fi construite aceste penitenciare? În memorandul respectiv sunt trecute date specifice și concrete cum s-a rezolvat problema din penitenciare. Numai că, exact cum am spus la începutul emisiunii, nu s-a început nimic până acum. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la noul guvern? Așteptările noastre sunt, ca de fiecare dată, să angajeze noi oamenii în sistemul penitenciar, să ne asigure dotările necesare, să
să fie mai mult, mai transparenți în elaborarea deciziilor și să dezvolte un dialog constructiv cu organizațiile sindicale. Ce înseamnă această transparență până la urmă? Pentru că discuții sunt, promisiuni sunt, cât de transparență ar mai putea fi cei de la guvernare să vă poată satisface până la urmă toate aceste dorințe? În opinia mea, transparența este să nu se mai elaboreze actele normative noaptea. Știți dumneavoastră celebra ordonanță 13 care a fost dată noaptea ca hoții. Dumneavoastră când ați văzut la televizor acea ieșire privind adoptarea ordonanței deja celebre 13, la ce v-ați gândit în momentul acela? Nu am fost de acord cu acea ordonanță 13, nu am fost de acord inclusiv cu modul ei de adoptare. Nu sunt de acord, eu sunt promotorul, ca și organizație sindicală, noi suntem promotorii unei actelor normative date cu principiul dezbaterii publice, nu actelor normative promovate cu ușile închise și noaptea. Ați fost consultat și dumneavoastră cu privire la acel proiect de lege? Nu. Ar fi trebuit să fiți consultați? Ar fi trebuit să fim consultați, dar n-am fost consultați. Tocmai de aia ne-am și opus oricărui forme de elaborare a unui act normativ care nu este elaborat conform principiilor. Dar acea ordonanță 13 nu are și elemente benefice pentru societatea românească? Per ansamblu. Dacă avea elemente benefice, nu strânge atâtea sute de mii de oameni în stradă. Cântărind elementele benefice cu cele negative, în opinia mea, cred că au cântărit mai multe elementele negative. Societatea nu este pregătită încă să scoți deținuții înapoi în societate. Acest lucru s-a văzut în Italia. Dădea dumneavoastră puțin mai devreme acel exemplu. De asemenea, Belgia se confruntă cu o suprapopulare a penitenciarelor. Nici acolo nu sunt soluții, se pare. Nici acolo nu sunt soluții. Gândiți-vă că și statul norvegian a avut reclamații la CEDO. De statul norvegian, care se spune că este cel mai performant stat în materia infrastructurii de penitenciare, a primit condamnare la CEDO. Dar România. Ca o concluzie a acestei situații de față a penitenciarelor din România, sunteți încrezători că se va rezolva ceva în viitorul apropiat? Dacă ne referim și la condițiile dumneavoastră de muncă, și la condițiile deținuților și așa mai departe. Încrezător sunt. Atâta timp cât există colaborare, atâta timp cât există un dialog transparent, obiectiv și să nu existe pretexte în elaborarea unor acte normative sau în elaborarea unor măsuri, credem în ele. Dar atâta timp cât deglațierea are ca pretext supraaglomerarea și nu va rezolva nici problema supraaglomerării din penitenciare, nu cred în asemenea proiecte. Să sperăm că totuși se vor găsi soluții. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă mai aștept și cu altă ocazie aici la Digi24 Craiova. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră. La revedere!